Sala de sport a clubului sportiv Pristavul Câmpulung din cartierul Tabaci a fost sâmbătă dimineața gazda fazei județene a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la tenis de masă licee. Elevi de la Câmpulung, Pitești, Mioveni, dar și din alte localități județene s-au luptat pentru locurile vacante la etapa națională, un loc pentru fete, unul pentru băieți. Finala băieților l-a avut la masa de joc pe Ștefan Tonghioiu, fost jucător legitimat la CS Pristavul Câmpulung, elev al Colegiului Național din Nicogolescu din Câmpulung, cel care l-a întâlnit pe Valentin Drăgan de la Liceul Teoretic Iulia Zanfirescu din Mioveni. Mușcelean l-a controlat jocul și s-a impus la final, scor 3-1. Membrii comisiei au oficiat la final festivitatea de premiere, anunțând podiumul și totodată numele celor doi câștigători. S-a desfășurat etapa județeană în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar Licee. Locurile întâi și la fete și la băieți vor reprezenta județul Argeș la etapa finală. Deocamdată nu se știe încă unde se ține. O să începem premierea. În primul rând, felicitări pentru toți copiii, pentru sportivii care au participat. Suntem din ce în ce mai puțini. Și locul întâi, cea care va reprezenta județul Argeș, Rizea Cristina, liceul Ion Pantacuzino, Pitești. Rămâneți premier și băieți. Și locul întâi, cel care va reprezenta băieții la etapa finală, Tonghioiu Ștefan, din Nicogolescu, Câmpulung. Să veniți cu un rezultat cât mai bun. Haideți să facem o poză.